Bună dimineața și de data asta este în adevăratul sens al cuvântului, pentru că e în jur de 6 dimineața. Spuneți-mi și voi în comentarii acolo dacă voi sâmbăta vă treziți la 6 dimineața. Și după cum probabil ați văzut din titlu și așa, au groapă, plecăm din nou la munte. Așa că astăzi o să facem o drumeție pe munte, o să vă arăt și vouă toate chestiile interesante care se întâmplă. Și ce să mai zic, revenind de la motorinărie, dacă primesc cumva voucher cadou pe viață de motorină gratis, dacă nu, revenim de pe drum, de pe undeva.
Să mai zic eu ceva. Ce ai de zis? Da. Nu mai vin niciodată. Am urcat și noi vreo două ore și ceva. Și mai avem ceva de mers. În spate pe acolo. Da, ce-am zis nimic. În spate pe acolo sunt babele Sfinxul, pe care le-ați văzut mai devreme. Și pe acolo prin față, stați că vă arăt acum. Unde e? Pe undeva pe acolo. Vedeți voi, dau eu cu zoom și de-astea. Acolo trebuie să ajungem la vârful omul. Da, și am găsughit. Și mai avem vreo oră. Vreo oră de mers. Lale s-au obosit, eu am casa în spate. Sper totuși să nu bată vântul, ca să pot să dau drumul și la dronă. Și avem și un cuțu. Ce faci voi? Bă. Și... Da, și sper să nu bate vântul ca să pot să ridic și drona. Ca să vedem cam cât de mișto se vede. Așa că mai revin cu peisaje, cu chestii și după aia direct de la vârful omul. Bă, mergeam pe munte și dintr-o dată am dat aici de mare. Dar au uitat ăștia să umple gârla cu apă. Nu mai e apă în gârlă. Aici e plajă, dar aici nu mai e apă în gârlă. Ce facem?
Mamă, deja seara, m-am ajuns acasă. Da, băi, cam asta a fost vlogul. Deja suntem rupți de obosiți, abia așteptăm să ne băgăm la somn. Nu mai zic nimic decât știți ce aveți de făcut: like, share, subscribe, follow pe Instagram, Șandor Ionuț, Larisa. Și sper că v-a plăcut vlogul. Așa că ne vedem vlogul următoare. Pa! We'll be right back.